Ziceți-mi voi cum ați reacționa dacă într-o zi partenerul de viață v-ar spune: eu zic să vindem tot și să ne mutăm la țară. Mie asta mi s-a întâmplat în 2012, la final de an. Descoperisem că mama mea suferă de o formă destul de avansată de Alzheimer și ne făceam probleme ce avem de făcut. Încotro o luăm. Cămin. Lăsăm joburile, avem grijă de ei oricum. Nu-l credeam pe tata când spunea că nu mai are curaj să stea singur cu ea. Lucrurile se complicaseră foarte mult. Oricum, nu ne gândeam la a ne muta la țară. Numai că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile. Într-una din zile, niște vecini de aici, de unde locuim, care aveau în grijă casa tatălui meu, casa părintească a tatălui meu aici la țară, casă nelocuită, bunicii fiind morți de mult, l-au sunat pe tatăl meu și i-au spus: domne, deja se știe că e o casă nelocuită, am prins țiganii de 2 ori intrând, nu aveau ce să fure o butelie, mă rog, mărunțișuri ce sunt într-o casă, că în casă rămăseseră absolut toată agoniseala a bunicilor mei, dar nu erau lucruri de valoare. Dar problema era că vecinii își puneau problema că mâine, poimâine vor intra și peste ei în casă. Ca atare, l-am sfătuit pe tatăl meu să vândă. El n-ar, sub nicio formă, nu accepta să vândă casa, dar nici nu își punea problema să se mute acolo. Casa era o casă, într-adevăr, din 1940, dar o casă solidă, din cărămidă. Soțul meu, inginer constructor, îi făcuse subțidire pe parcursul anilor, schimbaseră tabla, mă rog, amănunte care pe mine nu, eu nu mă pricep, nu știu. Deci casa era într-o stare bună, doar că, fiind o casă fără fundație și la o stradă foarte intens circulată, pe unde treceau în primul rând camioane foarte mari, începuseră să apară crăpături și fisuri în pereți. Și atunci am zis: domne, vindo, n-are rost să o mai ții. Eu oricum niciodată nu mi-am dorit și nu m-am gândit să mă mut acolo. Deci nu merita ținut. Ok, totul bine și frumos. O vindem, o vindem. Cât cere? Păi zic, tu nu ceri nimic. Tu anunță în sat că vinzi și o să ți se ofere o sumă, probabil. Așa s-a și întâmplat. Îți scurtez, nu intru în detalii foarte multe. Cert e că imediat după ce s-a auzit că este de vânzare, cineva a venit, a văzut-o, o știa, sunt vecini din apropiere, și i-au propus tatălui meu suma de 15.000 de euro. În 2008, în timpul boom-ului imobiliar, ei se oferiseră 150.000 de euro și n-a vrut să o vândă, și acum era atât de dezamăgit de sumă și am zis: domne, nu are rost, dă-o, 15.000, 15.000, dă-o. Ok, totul bine și frumos, cert e că după 2 zile mă sună și zice: Gabi, ok, am uitat să-ți spun un lucru. Cel care vrea să o cumpere vrea expertiză la casă. E, în momentul ăla, sincer, m-am și râsul, adică noi vindeam, după mine, eu așa vedeam lucrurile, noi vindeam un teren de 1.000 de metri pătrați pe care se găsea și o casă. Că voia să o păstreze, că voia să o dărâme,
treaba celui care o cumpăra, dar în niciun caz nu vindeam casă. Vindeam un teren de 1000 de metri pătrați, bine situat pe un drum principal, la, nu știu, 15-17 km de centrul Bucureștiului, adică 15.000 de euro era în centrul comunei, deci oricum foarte bine, foarte bine poziționată. Și atunci am zis, asta e, ce expertiză? Păi expertiza ne costă mai mult decât casa. Stând de vorbă cu al meu soț, el a zis, păi vezi cum ne-am rezolvat problemele? Zic, adică, cum ne-am rezolvat problemele? Păi vindem tot. Aveam în acel moment apartamentul în care locuiam și un apartament în Germănești, pe care îl luasem în ideea că la bătrânețe ne vom muta acolo și apartamentul nostru, mă rog, îl vor lua copii, îl vor vinde, nu știu, treaba lor, ce fac cu el, dar noi ziceam, ne mutăm în Germănești. Vindem cele două apartamente și ne facem casa la Clinceni. M-am blocat, deci dacă ceva mi se părea 100% irealizabil, era faptul de a mă muta la Clinceni. Cred că toată copilăria mea, toată adolescența mea, toată perioada de tinerețe, bunicii mei asta îmi spuneau, Gabi, să te muți tu la Clinceni, că taică tu o să vândă și cine știe cine o să vină în casa noastră. Și eu mereu răspundeam același lucru, la Clinceni niciodată. În schimb, al meu soț, din momentul în care ne-am cunoscut, în 1980, când am vizitat prima oară, mi-am vizitat prima oară bunicii împreună cu el, după ce am ajuns aici, am mâncat, am stat în curte, frumos, cum e la țară. Așa, a ținut-o, noi eram prieteni, nici nu se punea problema de a ne căsători, dar el o ținea langa. Când ies la pensie, îmi cumpăr o vacă și mă mut la Clinceni. Uite că lucrurile s-au aranjat după pofta lui. Cert este că, într-adevăr, am pus la vânzare în 2012, în toamnă, în octombrie, noiembrie, am pus la vânzare apartamentele. Le-am vândut, cred că într-o lună, o lună și jumătate le-am vândut. Nu am ținut la preț foarte mult pentru că toate că apartamentele meritau mai mult, dar era o perioadă în care materialele de construcții, v-am spus, soțul meu, inginer constructor, materialele de construcții erau la un preț foarte mic, iar Teo mereu îmi spunea, băi, ce câștigăm în plus 1000 de euro, o pierdem de 3 ori prin creșterea prețului materialelor. Așa că hai să le dăm cum le-am da, ne cumpărăm materialele, avem unde să le ducem și pe urmă în primăvară demolăm liniștiți, ne apucăm de construit. Până în toamnă totul e gata. Bine, bine, dărâmăm, construim, vindem și unde ne mutăm? La părinți. E, închipuiți-vă ce a urmat. A urmat o perioadă de 10 luni. Casa a fost gata în octombrie 2013. A urmat o perioadă de 10 luni în care toate lucrurile noastre le-am depozitat în podul unor vecini aici, în Clinceni. Noi umblam cu bocceluța în funcție de anotimp și dormeam când la părinții mei, când la soacra mea, când
Da, vecinii aici în Clinceni, oricum, te-au lăsat, a rămas la Clinceni din momentul în care s-a apucat de demolat, el nu a mai venit în București, iar eu eram ca țiganul cu cortul. A fost greu, foarte greu. Cred că dacă cineva mi-ar da acum de 5 ori prețul casei și mi-ar spune fă-ți o altă casă, nu aș mai lua-o de la început. A fost un consum și psihic și fizic infernal, mai ales că apăruse și nepoțica noastră la finalul anului 2012, pe 25 noiembrie, ni s-a născuse nepoțica. Iar eu făceam tot posibilul ca în fiecare weekend, de vineri seara, să o iau la noi în așa fel încât să ne bucurăm și noi de ea, dar și fiica mea să se poată odihni, să, mă rog, să-și vadă liniștită de viața ei, pentru că a lucrat imediat, s-a reînceput serviciul imediat după ce a terminat perioada de lăuzie, nu știu, 3 luni, dacă a stat acasă, nu mai mult. E, cam asta s-a întâmplat cu mutatul nostru la țară, cam asta s-a întâmplat cu dorința soțului meu de a ne muta la țară, dorință pe care eu nu o aveam, dar, cum să spun, cu sufletul îndoit am venit aici. Am construit o casă, după mine, mult prea mare, dar le promisesem părinților că le vom oferi aceleași condiții pe care le aveau în apartamentele în care locuiau, că vor avea fiecare, părinții mei, baia lor, soacra mea, baia ei, vor avea bucătăria, vom face 2 bucătării în așa fel încât să putem tot timpul să fie, că nu se punea problema că în 2 bucătării 3 femei nu se descurcă. E, ghinionul a fost că, bătrâni fiind, nu au mai rezistat mult după mutarea noastră la țară, nici nu s-au acomodat, la modul sincer vorbind, nu s-au, nici noi nu ne-am acomodat să trăim cu ei, dar nici ei cu noi, nici ei între ei și tot așa. Cert e că anii de început au fost groaznici, groaznici. Era o veșnică tensiune și între noi, și între noi și ei, și între ei, între ei, v-am explicat. Nimic nu era în ordine. Legat de casă, am construit-o pentru a avea absolut toate condițiile. Dacă știam, și normal ar fi fost să știm că vom rămâne singuri în această casă, probabil că ar fi fost suficiente 2 dormitoare, o sufragerie, o baie, hai 2 și o bucătărie. Da, dă-i românului mintea de pe urmă. Oricum, scopul n-a fost să construim casa pentru noi, ci scopul a fost să construim casa ca să luăm părinții cu noi. Totul bine și frumos. Am construit casa, ne-am mutat în octombrie aici, a venit iarna, de în casă, să zicem că totul era terminat, se putea locui fără probleme, căldură, apă, de toate utilitățile erau. Curtea însă rămăsese, ce să vă spun, un maidan pe care erau mormane de resturi din construcții, mormane de cărămizi, șleauri pe unde intraseră camioanele și descărcaseră tot felul. Deci era ceva îngrozitor. 1000 de metri pătrați de curățat, 1000 de metri pătrați de umplut cu pământ
proaspăt, 1000 de metri pătrați de amenajat. Nu s-a pus problema în perioada de început, iar eu, sincer, la momentul ăla, trăind o viață întreagă în oraș, ne fiind pasionată de niciun fel de plante, grădină și alte cele, n-aveam cum, viața în oraș nu ne-ar fi permis. Plecam dimineața, veneam seara, nici măcar un ghiveci pe care poate îl primeam cu vreo floare, nu-mi rezista mai mult de 2 luni. Ori îl udam prea mult, ori nu îl udam, deci oricum se alegea praful. Deci nu îmi puneam problema că eu voi avea grădină. Nu, eu visam decât absolut toată curtea cu gazon și pomi fructiferi. Nimic altceva, nimic. Îmi doream să tund iarba, de-abia așteptam să-mi cumpăr mașină de tuns iarba. Probabil faptul că vedem în filme, nu știu ce a fost în mintea mea, dar eu aia înțelegeam din mutatul meu la țară. Voi tunde iarba, voi avea pomi, voi avea fructe, voi locui într-o zonă liniștită, chiar dacă suntem aproape de București, este o zonă foarte liniștită totuși. Aer curat nu pot să spun că avem, pentru că suntem lângă aeroportul, aerodromul Clinceni. Deci pe deasupra noastră mai zboară avioane, e adevărat că de mici dimensiuni, dar mă rog. Dar ne-am obișnuit, legat de avioane, ne-am obișnuit, din contră. Noi vedem toate spectacolele aviatice din șezlong, din curte, nu e nevoie să mergem până la aerodrom. E, cert e că a venit primăvara, bani nu mai aveam, folosisem absolut ultimul leu, chiar ne și împrumutasem ca să putem termina casa, că de niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu ce te așteaptă în târg. Deci ce bani de amenajat curtea. Am reușit și am cumpărat niște mașini de pământ, 6 parcă, așa mi-aduc aminte, dar nu găseam pe cine să rugăm să ne ajute să întindem pământul, să nivelăm ca să putem planta gazonul, să putem pomii fructiferi pusesem, dar din toamnă, dar în rest curtea era un dezastru, un dezastru. Am încercat prin vecini, am întrebat, nu există. Dacă dumneavoastră vă gândiți, sau poate că în alte zone ale țării încă mai sunt oameni care lucrează cu ziua. Aici, lângă București, paradoxal, cu toate că sunt foarte mulți pe care îi vedem că sunt acasă, nu lucrează, nu lucrează nici cu ziua, deci nu lucrează, nu au curțile amenajate, nu au grădini, nu știu de ce, dar cam asta se întâmplă. Cert e că am întins 6 mașini de pământ de una singură, soțul meu era cu spatele făcut praf după perioada de construcție, pentru că a lucrat cot la cot cu muncitorii ca atare. Coloana lui a fost supusă celor mai grele încercări. Ca atare a trebuit să mă lupt singură. Nu vă spun câte trânte cu roaba, câte, dar mă rog, m-am descurcat, am reușit, am întins pământul, am plantat gazonul, a răsărit. O să vă pun poze din prima primăvară. Și din parcă prima iarnă, cred că am poze, după ce terminasem casa. Oricum, ori la finalul acestui video, ori o să fac un video separat, cred că am să fac un video separat în care o să vă adun toate filmulețele pe care le-am făcut de-a lungul anilor până în prezent, în așa fel încât să puteți să vă dați seama de evoluția gospodăriei noastre.
Pentru că mi s-a părut firesc ca înainte de a începe să realizez filmulețe despre ceea ce facem în prezent și așa mai departe, mi s-a părut firesc înainte să vedeți de unde am pornit, ca să puteți să înțelegeți unde am ajuns. Și atunci, probabil că primele două, trei, acesta va fi cel introductiv, după care două, trei filmulețe vor fi legate de evoluția curții, de evoluția casei, de animăluțele care au apărut, pentru că am uitat să vă spunem, planul cu gazon și pomi a căzut sub. Ce puteam să facem stând la țară? Ne plictiseam. Ca atare, YouTube-ul e de vină. M-am tot uitat pe YouTube și am zis, hai să îmi fac și eu un colțișor de grădină, dacă tot sunt la țară. Bărbatul meu a zis, dacă tot tu îți faci grădină, iau și eu găini, că o avem pe Mara, nepoțica, mănâncă și ea un ușor, avem și noi păsări și tot așa. Cert e că, v-am zis, în filmulețele următoare voi face așa o selecție și le voi îmbina în așa fel încât să vedeți tot de la zero până în prezent. Îmi pare rău că nu cred, o să mai verific, dar nu cred că mai am și din timpul construcției am avut, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Și o să încerc să vedeți, să vă fac să vedeți cum poate să se schimbe viața pur și simplu dintr-o dată și să te trezești dintr-un contabil în București, un țăran într-o zonă în apropierea Bucureștiului, care încearcă să facă de toate în gospodăria lui. Am uitat să ne prezentăm. Deci eu sunt Gabriela, soțul meu este Teo, el nu este genul care își dorește să fie filmat, recunosc că nici eu, dar n-am ce să fac. Ca să pot să fac acest lucru, trebuie să ajung și în fața camerei. Avem doi copii majori, fiecare cu familia lui, o fată. De la ea avem o nepoțică pe Mara, care are 10 ani, și un băiat care și el are familia lui, și de la el o avem pe Amelie, care are decât 2. De aceea și canalul nostru de YouTube se numește Marame. Mara Amelie. Am găsit o îmbinare a acestor nume în așa fel încât să rezulte un nume, să zicem, care să conțină ceva tradițional românesc. Marama este un obiect tradițional românesc. Cam asta pentru acest intro pe care l-am făcut. Sper să vă placă ceea ce despre acest intro nu consider că aveți ce să spuneți că vă place sau nu, dar în filmulețele pe care le vom posta ulterior, vă așteptăm să le vedeți, să ne dați un like dacă vă plac, să ne dați un abonează-te dacă la fel vă interesează să vedeți ce va urma. Și de asemenea comentarii, cât mai multe, din schimbul de părere. Noi promitem, eu promit că voi răspunde, din schimbul de opinii întotdeauna avem de învățat. Și la fel promit că voi împărtăși cu voi mare parte din tot ceea ce vom trăi, cu bune, cu rele, cu împliniri, cu neajunsuri,
cel puțin vi le vom arăta. Viața la țară nu este neapărat ușoară. Viața la țară, din contră, este mai grea decât în oraș, pentru că te lovești de foarte multe lucruri pentru care de cele mai multe ori rezolvările nu le rezolvă administratorul sau te cam zbați capul singur cu ele. Vă așteptăm să urmăriți în continuare filmulețele noastre și așteptăm mai ales părerile voastre despre ceea ce postăm și idei despre ce ați dori să postăm. Vă mulțumim și vă așteptăm în continuare.